Bun găsit tuturor, bun găsit părinte profesor, vă mulțumim pentru faptul de a accepta invitația să dialogăm în preajma sărbătorilor pascale. Părinte profesor, sunteți un om care nu aveți nevoie de prezentări și nu spun asta ca să vă perii, pentru că am încercat la un moment dat și m-ați spălit de nu m-am văzut, așa că chiar nu aveți nevoie de prezentări. Încep prin a vă felicita pentru recentul volum scos împreună cu părintele acela care nu are numai nume de prăjitură, ci și este savuros așa ca o prăjitură, părintele Doboș. Și am să vă rog, chiar în debutul discuției, să ne vorbiți un pic despre acea carte recentă și apoi după aceea vorbim despre celelalte, ca să începem așa, exabrupto. Să spune că înainte de a intra amândoi să înregistrăm, emisiunea asta a fost înregistrată de la Antena 3 și le-a spus atunci că la Radio Zoom au întrebat ce recomand din carte și am spus ce a scris Doboș, ce a scris Francis. Ei mai zic Feribace câteodată așa în glumă și în dragoste. Cred că e nevoie de... Noi am pornit amândoi de la ideea că e nevoie de... de ambele voci ale bisericii. Mi-ar fi plăcut să fie cu noi și un preot greco-catolic, să știi. Sau un pastor luteran, sau cine știe, poate că în timp reușim să facem asta. E tăvălugul urii atât de mare încât nu avem voie să primim zet pe reverende niciunul. Eu refuz să port zetul. Trebuie să port crucea lui Hristos, care e semnul biruinței lui Hristos împotriva tuturor zeturilor din lume. Și atunci am primit un rând de întrebări, unul, același rând de întrebări și altul cu foarte mici probleme, cu foarte, foarte mici diferențe. Și am ajuns la concluzia că în foarte multe răspunsuri suntem împreună mărturisitori, mai ales pe chestiuni de viață, de educație, de suntem copiii unor părinți săraci, ăsta e adevărul, părinte Maxim. Și eu m-am bucurat că am dat de un popă catolic sărac, să pot să... nu-i primul, nu-i singurul, i-am mai scos că Eugen Răchitean câteva cărți bune și părintele e chiar o bucurie pentru mine. Și să știi, m-a bucurat foarte mult aprecierea înaltului Aurel Percă. El e un om așa, tot așa de stins și eliberat de tot soiul de lucruri. Tare mă bucur că parcă e mai bună pacea ca Gâlceava. Ei, tocmai vă zic, dacă sunteți bogat și acum spuneți că sunteți sărac, nu? Și să știi că m-am distrat de o chestie foarte faină. Lumea spune că e mai bună decât cartea cu Mihai Morar. Mihai s-a pornit și a zis că mai scoate una și am zis de acord. Chiar îmi doresc să vorbesc cu oamenii ăștia. Îmi doresc, de exemplu, relația cu Dan Negru. Este una excelentă. Părintele Vasile Ioana scoate în curând o carte cu el. Dacă e nevoie să stăm toți împreună în fața unui val de ură, cum eu nu cred că lumea a înregistrat în ultima, de la al doilea război mondial încoace. Cu mâna pe inimă spun. Sigur că ea a fost ascuns așa sub preșul politicului, dar acum a izbucnit, a făcut o erupție și erupția asta se simte în toți porii societății în care trăim. Poate că de-aia biserica trebuie să fie o prezență mult, mult mai activă și mult mai friendly în societate, mult mai, să spună lucrurile, mult mai dezîncrâncenată. Poate că... Da, și mai e încă o treabă pe care trebuie să o spun, trebuie să ne creștem oamenii. Gata, povestea cu cârpelile comunicaționale e gata. M-am uitat cu cât atenție se percutează în mediul de televiziune, în mediul radio, de radio, pe online. E o muncă aproape, uite ce am albit. E o muncă grea, adică nu te iartă nimeni dacă nu-L reprezinți pe Hristos. Trebuie să fii sincer. Am fost la Denis Rifai și am făcut 40 de întrebări, să vezi ce iese. În sensul că nu pot să refuz nicio posibilitate de a-i spune lui poporului meu că biserica nu e plină de jnapani. Că tot ce au creat oamenii ăștia, observ că dintr-o dată neomarxiștii au avut nevoie de marxiști ca să se liniștească. A scos marxismul dracu din neomarxiști. Semn că doar dracu se dezbină pe sine. Biserica nu le-a fost de ajuns. Și poate acum pricep și ei diferența între Biserica Ortodoxă Română și alte biserici naționale. Mult diferit, mult, mult diferit. Să dea Dumnezeu. Părinte profesor, dacă tot e contextul în care ne aflăm acum, în care sperăm că ieșim la un moment dat din pandemie, încă e război, cum vedeți învierea în acest an? Ce e special? Și haideți să vedem învierea dintr-o altă perspectivă, pornind dinspre ceea ce Maica Tereza ar numi periferie sau ceea ce alții ar fi numit privind spre Maica Tereza periferie. Părinte Maxim, eu m-am bucurat foarte mult, acum cu durerea necesară întâmpinării refugiaților, m-am bucurat foarte mult de ei. Știi că ucrainienii până la urmă nu ne-au iubit în mod special, nu e un popor care să iubească poporul român. Nici noi pe ei. Noi mai cântăm încă Bucovine plai cu flori, nu? Mândri sunt ai tăi fecioare. Nici pe maghiari nu i-am iubit totdeauna. Dar acum am învățat că să-ți iubești vrăjmașul tău e împlinirea Evangheliei. Le-am spus-o și lor. Voi acum ne iubiți, ne-am fost vrăjmașii voștri. Voi, pentru mulți dintre noi, ați fost vrăjmașii noștri. Eu îi mai văd pe politicieni că îi mai confundă lucrurile, îi încoțim pe a lor. Frate, s-au schimbat.
Deci copilul ăla n-are nicio vină, nu poți să fii ca Putin, să nu vezi că un copil nevinovat e pus pe drum. Oprește-te, n-ai nicio legătură cu legea. Eu când iau cu legea 146, pe mine mă pufnește râsul. Ei nu știu legea românească și știu bine legea ucraineană, adică să fim serioși. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai frumoase exerciții de cântare a canonului învierii. Cu fiecare refugiat pe care strângi în brațe, rupi o pâine, dai o haină, împarți o țigară, Doamne, iartă-mă că o spun. E ceva din Hristos a înviat. Se lovește în porțile iadului, se dărâmă ceva. E miezul ăla viermuitor de moarte. Calcă Hristos pe gâtul lor. Și te bucur că o face și prin tine. Am avut bucuria asta de a cunoaște polițiștii de frontieră și activitatea lor acolo. La Sighe cel puțin a fost. Au oltenii o vorbă, mă topeală când vorbesc de ei. M-am întâlnit cu oameni care au stat acolo cu nopțile, preoți de ei noștri, șapo pentru preoții ortodoxi români de la graniță, șapo total. Nici nu știu, ar trebui instituit un ordin a Sfântului Sinod sau a bisericii noastre prin care oamenii să fie binecuvântați de Dumnezeu. Ordinul cuvios Sfântul Paisie, că tot e el, Sfânt Mistic anul acesta și ucrainian tot timpul, fie vorba între noi. Aș da ceva, sau Petru Movilă, ordinul Petru Movilă pentru ieșirea în apărarea ucrainienilor. Mie mi s-a părut foarte important și i-am văzut pe oamenii de acolo. Acum am înțeles eu de ce a ieșit îngerul în întâmpinarea femeilor mironosițe. Dacă ieșea Hristos, făceau acolo, le pleznea inima. Le pleznea inima. Și știi când am înțeles? Mi-au povestit oamenii, nu unul, nu doi, mulți, că am avut grijă de multe grupuri. Și când au ajuns, mi-au spus, zice, noi când am văzut preoți în reverende lângă ofițeri, am înțeles că ofițerii nu ne vor rău. Giranții morali a intervenției la fruntarii a grănicerilor români sunt preoții. Crucea lui Hristos care îi însoțește. Am fost pe graniță unde mergeam cu bunica pe vremuri și striga la verișoara ei peste Tisa. Era în Uniunea Sovietică, mătușa Năstacă. Hăi, Năsta, hăi, Ilea! Acum puteam vorbi cu oamenii ăia. Nu era niciun semn de sârmă ghimpată. M-am dat jos și am sărutat pământul. Tot s-a schimbat ceva. Dacă nu vedem asta în 30 de ani, înseamnă că n-am înțeles nimic. Asta e învierea, de fapt. Schimbarea ontologicului. E nu e o chestie de empatie cu Hristos, nu e o, cum să spunem, un lăutărism teologic. Hristos a înviat, schimbă ontologic existența umană. Punct. Asta s-a întâmplat și acolo. Ei, ce bine că mai gândesc oamenii așa și că probabil că așa arăta și biserica primară, nu? Într-un fel, mult mai empatic decât... Să-ți povestesc, când am intrat în cortul celor dispuși să-i ajute pe oameni, erau așa, erau adventiști, penticostali, baptiști, atei, nu știu ce erau acolo. Și am intrat, eram preot ortodox, după, împreună cu alți preoți ortodoxi, și după aceea era cortul episcopiei Maramureșului. Și știi, frații ăștia de altă confesiune decât ortodox au venit și m-au îmbrățișat cu aceeași căldură. Ofițerul ucrainean cu care ne-am întâlnit peste Tisa mi-a mulțumit cu aceeași căldură. Românca noastră, care, ucraineanca noastră care vorbea română și făcea parte din garda de apărare a Ucrainei, a venit și m-a îmbrățișat cu aceeași căldură. La Mihoreni, când am vorbit cu foștii mei studenți, am vorbit cu aceeași căldură, cu un alt preasfințitul Longhin. Eu n-am avut niciodată nicio îndoială că omul ăsta e român, poate să se închine cărui. Am simțit aceeași căldură. M-am înspăimântat doar când am văzut că de la 243 de copii trebuie să aibă grijă de aproape 2000 și ceva de copii. Te-ai gândit vreodată, Maxim, să dai 243 ori 2 felii de pâine în fiecare dimineață? Dar 2400 de sandvișuri. Mi se pare fantastic și 20, dar aminte 2000. Te gândești așa, 2 dimineața minimum, 4 la prânz minimum și încă 2 seara. Hai să zicem 10 felii de pâine ori 2400 de copii. Aici e de făcut politică pe bune cu copiii ăia care au adus dinspre, pe care i-au adus inclusiv dinspre orașele astea bombardate, care, părerea mea, că ne explică iadul cum n-am vrut să-l știm vreodată. Iadul cum n-am vrut să-l știm vreodată. Voiam să vă întreb despre temnițele comuniste, dar acum, dacă am adăstat aici, cred că s-ar putea face un paralelism cumva între ceea ce au trăit ei acolo și ceea ce pot să trăiască refugiații astăzi. În de bucuria pe care pot să trăiască unii și alții, că nu se poate trăi bucuria învierii în orice stare, cât de critică ar fi. Da, dar să nu tragem cu asta înainte, că eu mai aud de unii cu bucuriile suferinței. La cei care au suferit și au făcut o bucurie, da, la teoretice nu m-aș băga.
Știi care e legătura cea mai puternică pe care am remarcat-o? Când se murea în pușcăria de la Sighet, erau mormântați în cimitirul săracilor. Cimitirul săracilor e într-o curbă, așa, în drum spre Săpânța. Aci e Borna, aci e Tisa peste drum și aci e cimitirul săracilor. Comuniștii au fost convinși, spun din documente existente în CNSAS, au fost convinși că apele Tisei vor rade de pe fața pământului cimitirul săracilor și că nu va mai rămâne urme de aceștia veci pururi. Ei l-au vrut pe Iuliu Maniu trimis în Ungaria, unde se varsă Tisa în Mureș, știi, cam așa. Măi, n-a îngăduit Dumnezeu să fie așa. Oamenii ăia cu pieptul lor ăla zdrobit, cașetic, s-au pus la hotare și niciodată Tisa n-a mai trecut peste ei. Borna, cimitirul săracilor și Tisa. Treimea apărării noastre naționale. Nu uita că la momentul cel mai greu al României, când hoardele sovietice penetrau pe spațiul românesc și erau convinse că ne vor îngenunchea, n-au avut curaj să treacă peste Putna. Vodă din groapă era mai strașnic apărător decât falși voievozi de la București. Asta înseamnă un popor cu morți vii. Poți să ai cât de mulți vii morți, există morții vii care țin poporul ăsta. Mie senzația asta mi s-a întipărit și acum în memorie. Și m-am mai uitat la ceva. Este o camaraderie incredibilă. M-am uitat la cei de la ISU cu jandarmeria, cu Crucea Roșie. Erau acolo toți, la oaltă, ne pupam între noi, cum s-ar zice. Și la un moment dat, a ieșit o doamnă ucraineancă și foarte mirat, așa, zice. Dar ce, au mai fost preoți până acum, dar de ce acum sunteți așa de bucură? Și părintele care știa ucraineancă, zice, ăsta e un părinte de la noi care apare des la televizor și la care vine ucraineancă, ea locuia la Cernăuți. Ei, și dumneata ești ăla de la zi de zi. Zi de zi. Dar așa zâmbind, știi, cu toată fața. Era tristă, eu am văzut-o, era agitată. Avem nevoie să ne mărturisim unii altora cu sinceritate că nu-i lăsăm singuri pe oamenii ăștia. Eu aș trimite, fără îndoială că țara are nevoie de alimente, de armament, dar aș trimite preoți să slujească cu preoții lor. Să zică, băi, nu sunteți singuri. Uitați-vă la noi. Noi știm prin ce treceți. Și peste noi au pus gheata. Între decembrie 89 și ce se întâmplă acum în Ucraina, diferența e de strategie. Dracul e același. Noi nu trebuie să ne mințim. Ei, asta mi s-a părut lecția temniților. Ne-au apărat. A câta oară ne-au învățat să discernem duhurile oamenii care și-au dat viața în temniță. Cei care au suferit, nu neapărat și-au dat viața. Pe mine mă ajută acum Ghiță Precupescu. Mă ajută fratele Traian Dorz. Mă ajută, știu eu, episcopii greco-catolici. Mă ajută Nicolae Popovici, episcopul nostru, mitropolitul nostru, din punctul meu de vedere acolo. Mă ajută mâinile care m-au hirotonit, mâinile mitropolitului Antonie, care sunt mâini de refugiat. Mă ajută bunica, care a fost refugiată, trimisă în Ungaria ca deportată și apoi deportată la ruși. Mă ajută tot ceea ce curge în conștiința mea națională. N-am voie să decad de la chemarea lor. Asta e lucrul care trebuie să ne miște înainte, trebuie să ne dea, cum să spun eu, temnița s-a lărgit. Gardienii sunt aceiași, cu exces de zel, cu mizerie. Oamenii care au complotat împotriva lui Hristos și au lăsat urmași teribili. Iudele, cele mai nevinovate figuri ale trădării lui Hristos. Părinte profesor, cu ceva ani în urmă am făcut o vizită la Auschwitz și eu mă gândeam că la un moment dat poate că asta ar fi experiență, ca măcar o dată în viață fiecare preot să treacă pe acolo, pentru că cu siguranță că altfel ar înțelege vocația lui și mesajul pe care Hristos îl cheamă să-l transmită. Ați fost de atâtea ori la graniță, ați primit refugiați, încă n-ați fost în tranșee și să Dumnezeu să ne ajungem la experiența tranșeelor, pentru că nu cred că România e pregătită. Am fost în 99, dar nu mai zic. Acolo, da. Vorbiți și despre aia dacă vreți. Și aș vrea să vă întreb, cum ați văzut experiența asta a întâlnirii cu refugiații și dacă ați recomanda-o, nu știu, ca o experiență efectiv purificatoare în preajma sărbătorilor și pentru ceilalți păstori de suflete? Părinte Maxim, eu am fost și eu la Auschwitz odată, la Birkenau, la Dachau, am preocupările mele de ani de zile. Trebuie să-ți povestesc ce am pățit la Auschwitz. Eram cu tinerii de la Oastea Domnului, 97 se petrece acțiunea, vorba aceea, cum zice apostolul, sunt oameni în viață care au văzut și mărturisesc. Pentru că dimineața târziu se deschidea în Auschwitz, în muzeu, cum să spun eu, în partea aceea cu construcția Auschwitz 1, cum ar veni, de dimineață, după ce am dormit o noapte în față la Auschwitz 1, ne-a dus să vizităm Birkenau. Știi că nu se plătea, nu e bilet, te duci înăuntru, intri.
le-am povestit, eram cu un grup de copii, mulți dintre ei oameni maturi astăzi în toată firea, și ne-am plimbat, ne-am povestit, uite aici e cu tare, uite aici. În mintea mea, deci tot ce citisem atunci se developa, se punea pe personaje. Știam unde cânta nenorocitul, unde fluiera Mengele, știam unde cântă violonistul cu tare. Și eram marcat, foarte marcat de ceea ce vedeam. Și am zis under comandă. Și acolo am zis, bă, uite, cu tot respectul, aici trebuie să ne rugăm. Una dintre fete știa cântarea aceea pornind de la psalm, cântând despre cum vom cânta noi lui Dumnezeu în țară străină. În la râul Babilonului, Polieleu. Dar făcută de fratele Traian suna absolut. Măi, a cântat fata cu o... Fata fiind astăzi soția lui Romeo Petrașciuc, de fapt, Elena. A cântat Elena, de noi care o ascultaserăm până atunci de zeci de ani, eram topiți. La un moment dat, în spatele nostru s-au ivit niște evrei cu perciuni și cu pălării pe cap. În mintea mea de mare teolog, deja se isca o problemă între noi și ei, că așa ni s-a spus tot timpul, nu? Am fost școliți câteodată să vedem pericolul neapărat. Mă gândeam acum, măi, ce-o fi, o fi, asta e. După ce am terminat, am cântat un cuvinese cu adevărat toți și eram cu Epitrahilu, am zis un cadiș, nu Dumnezeul Duhurilor, și am stat cu minte. A venit la mine, a pus mâna pe umărul meu și mi-a zis românește. N-am crezut vreodată să văd preot ortodox rugându-se așa pentru poporul nostru. M-am întors, dar zic, văd că aveți limba aceluiași popor. A început să râde. Am miștat afară, am povestit, era un fiu al unui rabin care a ajuns el însuși rabin. Și am zis la pietrele acelea tombale care, țin minte, sunt puse în dreptul camerei de gazare, cea mai rămas din camera, unde sunt în mai multe limbi mărturile, ne-am pus în fața celei de limba română. Au venit și ei, erau toți vorbitori de limba română. Și au zis ei un cadiș și ne-a zis în cont Dumnezeu Duhului. Și apoi am cântat Deșteaptă-te române. Despre ce vorbim, de fapt? Care sunt condițiile ontologice ale mărturiei noastre? Să ne ascundem după dege tot timpul? Să nu avem curaj să mărturisim că parte din omenirea din care facem parte a murit măcelărită și arsă? Asta îmi cere mie Evanghelia, în niciun caz. Și atunci am înțeles, a nu știu câta oară, ce mare, ce putere poate să aibă Dumnezeu în el. Trebuie să dau și un aspect așa mai ciudat. Noi nu prea mai aveam bani de venit acasă, mai aveam de un rezervor jumate și anunțaserăm deja cam pe unde să vină să ne recupereze cu un rezervor la mașină. Au zis, nu trebuie să faceți problemele astea. Rabinul meu, dacă Dumnezeu ne-a pus la oaltă, înseamnă că voi ați astupat nevoia noastră de iertare. Noi vă astupăm nevoia voastră de întors acasă. Ne-am mai întâlnit de două ori, am fost o dată la Ierusalim și l-a căutat, s-a stins între timp. Dar a rămas profund marcat de modul ăsta de a gândi. Maxim, ce nu vedem? Că unii avem nevoie de bani, unii avem nevoie de odihnă. Știi cum e rugăciunea, că tot îți place ție, Maica Teresa, de la maicile din Israel, care zic așa, Doamne, dă-i săracului de mâncare și bogatului poftă de mâncare. Adică pentru fiecare dintre noi este o rugăciune și o nevoie care se poate acoperi. Ce ne costă să fim oameni? Nu ne costă nimic. Să rămânem oameni e cea mai ieftină, și pun ghilimele, poziționare în raport cu marea bogăție pe care ne-a dat-o Dumnezeu la îndemână. Să spun ce am învățat după 2 ani de pandemie și după momentele astea grele. Îl iubesc mai tare pe Dumnezeu. Mi-e mai aproape. Îl simt mai Dumnezeu, dacă ar exista grade de comparație. Și am conștientizat încă un lucru. E strașnic Dumnezeu ăsta. Smerește că nu te aștepți și înalță când ți se pare că e mai greu. No, acum ce să mai zic? No comment după astfel de... Eu totuși v-aș ruga să ne mai spuneți ceva și despre refugiați, că tot a fost acolo și experiența e proaspătă și... Acum mi-a plăcut ideea asta că suferința nu trebuie neapărat să ne dividă. Cred că suferința și conștientizarea și asumarea trebuie să ne unească. Dragul meu, părinte Maxim, am auzit niște prostii și am citit niște comentarii de oameni nu tocmai întregi la cap, că spuneau, vai, săracii ăia, păi săracii noștri sunt importanți, serios. Și m-am uitat, nu întâmplător, m-am uitat pe lista, acum îmi cunosc orașul suficient de bine, acțiunea socială, să-i spunem, a orașului. Maxim, aceiași oameni care ajută săracii zi de zi sunt cei care îi ajută acum pe refugiați. Noi ne știm de acolo, de la capul săracului de fiecare zi. Ne telefonăm, noi avem numele de telefon de acolo. Auzi, n-ai cumva o saltea nouă, că uite am găsit o băbuță care nu se mișcă. Pac, ba da, dar îmi dai tu, îmi faci jos mie de o ladă de
de suc de nu știu unde. Măi, îți spun, fenomenal împărțitul ciocolăților și a sucurilor în tren. Deci, dacă o ciocolată poate să redea atâta demnitate unui om, îți dai seama cât poate redea Euharistia. Câtă forță e într-o sticlă de Coca-Cola. Nu-ți vine să... Aia, însătănită, îndrăcită. Mă, vodka nu. Dar Coca-Cola, da, auzi. Când îi văd pe oameni... Deci, în mintea mea sunt câteva mame care se bucurau cu copiilor. Am uitat la o mămică, avea 4 copii. Când ne-a dat, mă, noi n-am calculat. Am zis 4 copii, 4 ciocolăți și păi stai, uite, că mami ia 5-lea copil. Erau singuri. Am avut trenuri întregi numai cu mame și copii. Și tu spui mie că ăsta nu trebuie ajutat? Ia și răspuns la o cucoană de asta supra-mafaldică, super-facebookistă și supra-venerată. Că vai de mine, dar nu săracii noștri, pe bune. Eu am avut la un moment dat în câteva transporturi numai ucrainien de limbă română din zona Cernăuților. Păi dacă acum nu sunt români, când o să mai fie român? Dacă acum nu sunt săracii noștri, când o să fie săracii noștri? Când? Facem apel la judecata lui Dumnezeu, Doamne, mai trimite odată că am greșit? A cui șansa noastră? Ba, să spun, m-a impresionat foarte mult că unul din ajutoare a fost plin cu mâncare. Adică cu ce ne-am priceput noi? Cu... Sigur că era post și am trimis pateu de post și numai lapte de orez, că doar asta se mănâncă în Ucraina. Dar... Am trimis ce am avut. Asta e adevărul. Am primit niște rude de salam de... Fai de mine... Mai ca și făcut eu transportul ăla. Și la un moment dat ne-am dus așa cu minți și ne povestește colega care a însoțit transportul că eu aflat de la localnici că undeva într-o pădure de lângă Kiev sunt soldați ruși care efectiv mor de foame. Femeia aia a avut curajul cu vesta de cruce roșie pe ea. S-a dus și le-a dus salam, pateu, pâine. Și a întrebat ăștia de unde? Din România. Și nu crede. Le-a scos pașaportul. Oamenii au lăsat armele jos și să ne punem să mâncăm. Dacă vor să ne ia prizonieri, să ne ia prizonieri. Deci astea sunt realitățile de acolo. Eu în rest, talente. Știi ce mi s-a părut cel mai grav? Se folosește aceeași roată a interpretării. Că se ucid între ei, că ei, așa au zis și de evrei, nu? Și au construit singuri lagărele. Dumnezeu să mă ierte. Sau îi văd pe copii. Cum ar putea minți un copil cu mințenie? Era așa, stătea un autocar de ăsta vechi, am crezut că se rupe pe drum. Stătea așa, de ce stați așa cu minții? Traducea doamna educatoare. Zice, noi numai dacă suntem cu minți ne putem ajuta țara. Păi ce, aș parca niște autocare de astea în parlament, prin guvern, pe acolo? Noi numai așa cu minți ne putem ajuta țara. Cred că e vremea mărturiei prin bine. Știi, senzația mea că de câteva zile ne căpățânăm să facem binele ca să ținem războiul departe. Ca să știți că e un pas. Mă tot gândeam. Uite-te la binele ce putem face și nu ne trimite nouă rău. Te rugăm frumos. Mai dăm câte saltele? Încă 100 de salte. Să zic am cum s-au sufocat cei din Republica Moldova, din Basarabia. După câteva zile m-am întors, înainte de a începe războiul, cu 2-3 zile, m-am întors din Basarabia de Sud, de la Părintele Episcop Beniamin, care mi-a dat niște lecții de să-i dea Dumnezeu sănătate și să-i țină mâinile în lucrare, că binecuvântat e Dumnezeu cu așa episcopi. Și la un moment dat îmi trimit mesaje și în satele alea care eu le socoteam sărace, că nu mai au nimic. Păi, sute de refugiați cu care îi împart nimicul lor. Băieți, un borș de sfeclă roșie, e tot un borș de sfeclă roșie. Și în Moldova, și în Ucraina, și la Cernăuți, la Siret, fie vorba între noi. Dar noi de multe ori gândim statistic chestia asta, dăm nu știu ce, dar până la urmă faptul de a da cu inimă bună și de a da cu o vorbă bună, de a direcționa un gând bun, cred că face mai mult decât actul jertfirii în sine, a dăruirii în sine. Hristos niciodată n-a dat să umilească. Am spus la un moment dat chestia asta într-un text și cred că la dumneavoastră, am preluat-o. Că Hristos nu dă așa bănuțul ăla de sus să vadă cum să bat supușii pe al prinde, ci dă din toată inima. Aruncă la mijloc nimic. Mai e ceva în gestul ăsta al Mântuitorului, l-am tot studiat în ultima vreme. Mântuitorul nu-și alege oamenii care le face bine. Ei îl aleg pe Hristos. Veniți la mine toți cei obosiți. Tu știi ce zice?
Deci toți. Deci n-am gândit în perspectiva asta. M-a întrebat Florentina Fântânaru de m-a pus la colț, da, pentru emisiunea ei din, cred că Sâmbăta Florilor și Duminica Florilor, Paștelui. Sâmbăta Paștelui și Duminica Paștelui. M-a întrebat, părinte, cum dă Patriarhul Kiril pace tuturor? Sau cum zice el, veniți de primiți lumină? Măi, omule, grea întrebare. Și a zis, nu știu că în pielea lui la a doua venire n-aș vrea să fiu. Eu aș evita să fiu în pielea mea la a doua venire, serios vorbind, dar îmi dau seama pe zi ce trece tot mai tare că îi dau Dumnezeu, lui Dumnezeu slavă că sunt ortodox român. Nu tu ambiții, nu tu fundamentalisme. Le-am și spus, oare acum faceți diferența între voievodul patriarh Daniel al României și ceilalți slujitori cu nume de patriarh? Pricepem noi oare acum frumusețea asta carpatină a ortodoxiei românești? Am mai zis-o eu de câteva ori. Ortodoxia românească, cam cum sunt carpații în Europa. Voim nu foarte periculoase, înălțimi, răcoarea vârfului mundelui, adumbrirea de la mijloc, căldura din șesuri, adică avem o ortodoxie care ne încape pe toți. Nu avem ambiții să fim perfecți. Slavă Domnului! Iar când ele apar, se cheamă cariere și de la cariere se fac carile. Deci mi se duc dinții. Vorba lui Francis Doboș, că tot vorbim de el, cel care l-a învățat pe el multe. Ce când cad dinții copiilor? Unii zic că la plinirea vârstei. Ce nu, când vin dinții noi din urmă. Când se învață să muște, din păcate. Părinte profesor, toată povestea asta cu refugiații și nu numai, generează și nevoi din astea de natură afectivă și pastorală și nevoia de consiliere. Sunteți un om care faceți consiliere de ani de zile și nu știu dacă în România asta, repet, nu spun ca să vă periez, că am mai fost pălit într-o încercare eșuată, e cineva care ar fi mai competent să facă consiliere. Faceți de atâți ani în centre de adicții și în atâtea alte locuri. Ce credeți că ar trebui făcut la nivelul consilierii acolo și care ar fi cumva specific? Situația face ca tot ce am cunoscut eu pe copii cu traumă sau familii cu traumă, soții cu traumă, din fericire pentru noi la Sibiu este Alexandru Leșcău, colegul ăsta nostru de la Crucea Albastră, care știe bine ce are de făcut. E un om destins, un om care nici nu cred că știe cât mult bine face și slapă, Domnul, sper să nu ne audă. Cred că, în primul rând, dușmanul nostru acum e timpul. Să-ți folosesc, poți consilia de traumă 1, 2, 3 copii, mă, de la 6-lea, 7-lea, au niște ochi cât televizorul. Nedormiți de câte 6-7 zile, ajung într-o stare de... E trecă și uită foarte ușor. Știi cine ne-au ajutat cel mai mult? Copiii colegilor noștri. Cochiluții între dânsii au o limbă mai foarte comună, care nu trebuie tradusă. M-a impresionat foarte tare asta. La Siret s-a întâmplat asta, într-o familie prietenă, părinții lui Romeo Petrașuc. Au primit mai multe familii ucrainienci acolo, ucrainie, cu doamne și cu copii mulți. În 5 minute copiii vorbeau fără Google Translate. Au Children Translate, Bible Translate, Harul Duhului Sfânt Translate. Și m-am uitat că la ei nu se produce aia cu traductore traditore. Non va così. Adică lucrurile sunt simple între ei, una dintre fete e șmecheroasă tot timpul și mamă, cred că e foame, că și mie mi-e foame. Adică înțelegi, ei înțelegeau bine nevoile celorlalți. Cu cei mari a fost mai dificil un pic. Mă uit la adolescentini ăștia, 14-15 ani, foai, deci eu stopit. Merg la școală împreună, de exemplu. În Sibiu s-au creat, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Asociația Sus Inima, care a gestionat finanțe și idei, că până la urmă asta a fost ideea, să ții sub o umbrelă toate astea. A apărut o grădiniță, au mai apărut o grădiniță și simpatici, baptiștii au deschis și o grădiniță, dar sub aceeași umbrelă, adică noi suntem toți uniți pentru Ucraina, se cheamă toată treaba. De fapt, suntem uniți pentru România, dar noi nu știm asta. Noi încă nu știm și nici măcar nu bănuiam noi că suntem așa de uniți pentru România. Și la un moment dat râdeam cu pastorul baptist și am zis, fii atent, primești copii, dar nici o misiune a Bisericii Baptiste peste ei. Ăsta râdea. De o săptămână, de câteva zile, așteptăm să vină spre noi Biblie în ucraineană, Biblia pentru copii în ucraineană, cărți de desene pentru colorate. Am să mă duc să le dau, să-i strâng în brațe, să le spun, băi, m-ați ajutat să fiu mai român. Nici nu știți voi ce bine mi-ați făcut. Nu știți ce bine ați făcut bisericii noastre, că ați venit în întâmpinarea noastră exact când păream mai
mai lehămițiți de toate și mai plini de noi și câte garduri construiam și câte poduri dărâmam. Și într-o dată au venit oamenii ăștia care zidesc cu noi numai poduri, cu ei nu poți să faci altceva decât să construiești poduri. Asta mi s-a părut la trauma cea mai gravă. Am avut și comunități mai mari de copii. Din nefericire, unei educatoare de-a lor i-a murit ieri noapte, alaltă ieri noapte, la vremea când noi filmam logotnicul. Ea are 32 de ani și a murit și logotnicul ei. S-au strâns oamenii imediat. O asociație din Sighișoara a dat banii pentru mormântare. Au însoțit-o până la locul unde a murit, unde a venit logotnicul, un grup de oameni care au dus și ajutoare pentru satul ei. Adică lumea să înțeleagă, oamenii ăștia aici nu sunt singuri. Noi vrem să le anulăm această singurătate. Sigur că au înflorit și șacalii pe marginea drumului, dar avem câini de pază mai buni decât șacalii. Deci sunt admirativ la modul real către poliția română, către poliția de frontieră. Maxim, eu am văzut cu ochii mei ce înseamnă să fii cu adevărat ofițer al armatei române. De ani de zile nu m-am simțit atât de mândru de intervenția lor limpede, clară, sunt foarte hotărâți, știu ce au de făcut în toate situațiile. Și să știi că, inclusiv dintre studenții noștri, cred că și Clujul are, și Iașu cred că are, dintre ofițeri polițiști de frontieră, sau, să știi că sunt foarte mândru de ei. Le-aș da 10 pe linie la toate materiile. Adică au percutat, înțelegând că Hristos s-a făcut om, pentru ca omului să nu-i mai lipsească niciodată omul. Nu spun ce situații grele am văzut. Dar eu chiar vă rog să ne spuneți, mai ales dintre ele. E pasionant până la punctul în care devine răstignitor ce se întâmplă cu ei. Copiii trecând peste podul de jucării de la Sighet, ei nu-și mai alegeau nicio jucărie, de fapt. Erau prea multe ca să-și mai aleagă. Alegeau un măr. Deci pe mine m-a impresionat treaba asta. Eu n-am văzut fericirea în multor oameni care și-au cumpărat BMW ultimul răcnet. Dar fericirea din ochii unor copii care mușcau dintr-un măr, să știi că nu o să o uit niciodată, cât o-i trăi eu. Păturica înfășurată în jurul unei fetițe. Ce blană de... Ce haine de Gucci și mai știu eu, Steilmanul pește prăjit. Deci, pătura aia la vremea frigului pentru era maxim. Și mâna mamei. Am învățat să privesc atent, odată în plus, mâna mamei. Rugăciunea e mâna mamei, învierea e mâna copilului. Vezi că părintele 1 rămâne să apere țara, părintele 2 pleacă cu copiii mai departe să-i țină departe de tăvăluc. Și asta spune multe, spune foarte multe. Am spus, a fost nevoie de un drac ca să ne iasă dracii din cap. Ăsta e adevărul. Unii n-au acceptat de la biserică lecția smereniei și a naturii umane așezată în normalitate. Acum ne-a dat Hristos lecția cea bună. Ne-a pus să învățăm că om ești, indiferent de păcatele tale, câtă vreme stai lângă omul care are nevoie de tine. Acum, eu nu-s plecat de mult, dar am pierdut un pic pulsul anumitor realități sociale românești. Nu că vreau să părem snobi, dar v-aș întreba, s-a schimbat atitudinea cu privire la biserică, la nivelul ăsta social? S-au mai domolit unii și alții? Au înțeles și ei anumite lucruri? Așteaptă. Eu am învățat că cea mai periculoasă e arma aia care trage după colț. Știi? O inventează din 1930, se tot inventează. Cred că depinde de noi ca biserică ce avem de făcut și să înțelegem bine. Nu trebuie să băgăm toate prostiile în seamă, că noi nu facem o pastorație karaoke. Dar trebuie să fim atenți la semnalările celor de lângă noi. Nu putem fi indiferenți. În momentul când o societate întreagă clamează după atitudine, după verticalitate, înseamnă că are nevoie de atitudinea ta, nu mai merge. Noi o dăm cu mistica atunci când e vorba de ascetică socială și când e vorba de asceză socială, ne pierdem. Nu, suntem chemați să dăm mărturie. Nu doar Hristos a înviat. E cum le-a zis eu, hashtag catedrală, hashtag Hristos a înviat. Nu pot aresta nimeni, nu poate aresta semnele. De data asta e nevoie de cruce. Și de cruce asumate, responsabil și dăruite responsabil celor care vor să trăiască în Hristos taina învierii. Taina învierii în afară lui Hristos nu există. Știi că asta e marea pedeapsă a celor care nu crede în înviere. Nu or să-L vadă. Un creștin cu luminile stinse. Există așa ceva? Da, omul care nu se bucură de creștinismul ei, pe care îl sufocă creștinismul. Vai, am fost la părintele meu duhovnic și mi-a spus să fac 800 de metanii cu capul în jos, 600 de mersuri pe trambulină. Vai, m-a făcut 7 masuri, 400 de lumânări aprinse. Și vezi că are o moacă de aia speriată.
La schimb, mă uit cu maica Antonina, care este sufletul amintirii mele în multe rânduri, o maică de la Tismana, simpatică, simplă, ca o dungă trasă corect pe hârtie, era perfectă din punctul ăsta de vedere. Și maica Antonina era tot timpul zglobie, nu avea nicio treabă cu nimeni. Când se strânge, vindeau multe icoane la hram și erau maicile bucuroase și băga mâna, punea în șurț, ieșea afară și împățea la săraci. Făcea, mai maică, ce faci? Și făcea maica Ierusalima, Dumnezeu să o odihnească și prea zicea, măi, surorilor, maica Antonina face ce noi nu ne-am gândit să facem. Deci, simplitatea aia autentică, plus că maica Antonina mai avea o calitate. Maicile cele tinere, din când în când o mai șicanau la citirea psaltirii în timpul trenii și ea se apleca și făcea, Doamne, miliește, Doamne, și nu știu, se ridica, pac, și când se treacă la continuarea catismei, una mai tânără îi dădea paginii la psaltire. Problema era la cele tinere, pentru că maica Antonina continua catisma de acolo unde o lăsase. Adică o știa pe de rost. O știa pe de rost și noi mai știam. Noi ne-am mai prins de un lucru, ea nu mai vedea. Nu, ea stătea cu ochii acolo, dădea pagina, că știa cam pe unde ar trebui să fie psalmul. Dar ea fizic, trebuie să mergem cu ea la un control oftalmologic să înceapă să vadă. Ea zicea din ochii cei duhovnicești. Asta trebuie să ne crească prin înviere. Omul cel duhovnicesc din noi. Oameni cârtitori, oameni de Facebook. Hristos nu ne vrea pe Facebook. Vector de imagine. Pe bune? Există ceva în Hristos? În Hristos există apostolia cuvântului și a împlinirii lui. Trebuie să ne păstrăm sinceritatea. Chiar când suntem păcătoși și proști. Eu recunosc cu maximă seriozitate, apropo de Părintele Maxim, cu maximă seriozitate căderile mele și mi le recunosc, sunt neputincios, sunt foarte multe lucruri din viață și am greșit prietenilor mei, chiar dușmanilor mei le-am greșit, bine fac că mă dușmanesc. Dar trebuie să înțelegem pentru Dumnezeu că în sine ortodoxia e o stare de înviere cu Hristos, nu e împlinirea dorințelor noastre. Biserica nu e spațiul împlinirii dorințelor noastre. Nu e o farmacie de dorințe, e una de cuvinte care te fac vii. De aici se construiește totul, de aici zbucnește totul. De aici se umple lumea de lumină, de fapt. Nu uita, când ești voios, rămâne să fii bun. Și asta nu numai pentru Crăciun, și pentru Paști. Acum, eu v-aș întreba, ce înseamnă pentru Părintele Constantin sărbătoarea Învierii? Pe lângă familie, știți că acum American mod level... Chiar pe lângă familie, săracii de ei. Chiar pe lângă familie. Ei cred că și-au asumat crucea asta, probabil că prin asta se vor și mântui, că nu e ușor să fii familia Părintelui Constantin, cu siguranță. Vezi, apropo de vinile mele, una dintre marile mele vin. Dar pe de altă parte, m-am gândit de ce puteam să fac. Paștele pentru mine rămâne, în primul rând, întâlnirea cu propria mea neputință. Și am constatat că an de an sunt tot mai bătrân de Paște. Nu știu cum Dumnezeu se face. Sunt tot mai obosit. Tot mai hămesit de Hristos. Îmi pare tot mai puțin rău să plec din lumea asta. Înainte mi-ar fi părut rău. Dar acum se pare că e doar un pas. Mă gândesc deseori când plec la drumuri lungi. Urmează acum Jimbolia. Urmează Curticiul. Mă întreb tot timpul. Dacă mă sting pe drumul ăsta, trebuie să-mi pară rău sau trebuie să mă bucur? Sau nu trebuie nimic, de fapt? Și Dumnezeu va ști ce are de făcut. S-au strâns foarte multe. Pentru mine, învierea este vocea Tatei în ureche. Tata cânta atât de frumos ca tenor, Hristos a înviat, că n-aveai cum să nu te bucuri că învie Hristos. Sau Iosif, ce cu bun chip de pe lemn lung, prea curat trupul tău, cu giulgi curat înfășurându-l, își chei să cânte. Și cu mirezme în miresmândul, în mormânt nou, în mormânt nou l-ai pus. Îți dai seama, un bărbat purtător de mir, mironosiț, un bărbat purtător de mir. Mi se pare, asta e învierea, de fapt, să fii un bărbat purtător de mir la mormântul în care Dumnezeu refuză să încapă mort. Nu-l poate ține. Cea mai frumoasă imagine pe care o am, nu-l poate ține. Pământul nu-l poate ține. Știi că există o veche, apropo de războiul ruso-ucrainian, există o veche legendă despre moartea lui Cain și Abel, mă rog, moartea lui Abel. Când Abel moare, nu poate fi îngropat. Este așezat după niște tufe de mirt, ca să nu miroasă urât,
și lăsat să se usuce undeva în afara pământului, pentru că, spune autorul etiopian de secolul 4 cel mai probabil, Adam fiind luat din țărână, nu se astupase locul de om, nu mai putea fi luată țărână ca să fie pus un om în locul ei. Imaginea e frumoasă. Și doar când moare Adam, Abel poate fi înmormântat lângă tatăl său. Și atunci vine Cain pocăit, aduce apă de la Marea Roșie, de la Eufrat, de la Marea Mediterană, de la cea mai acolo o întreagă poveste, cum vine el cu apele tuturor maginilor pământului să spele trupurile celor doi pe care le așează în mormânt. Mie mi-a adus aminte tare mult, tare mult de moartea Mântuitorului Hristos, care cheamă de la marginea pământului apa. Imaginea aceea din filmul acesta ultim, cu al lui Mel Gibson, cu picătura tatălui care cade din cer și zguduie pământul. O picătură lui Dumnezeu de plâns zgâlție pământul până la sfârșitul veacului. Dar noi stăm pe lacrimile tatălui. Închipuieți să cadă o picătură din lacrima tatălui în mijlocul măcelului între Ucraina și Rusia. Să cutremure tot. Asta e salvarea noastră. Pentru asta să ne rugăm. Să respirăm un pic după astfel de gânduri. Poate că ar trebui să încheiem așa exabrupt-o ca la emisiunile acelea unde se lasă. Dar tot mai vreau să vă întreb ceva. Ce înseamnă Paștile pentru acei tineri pe care îi consiliați, nu? În adicții, în acele centre? Cum să pregătesc ei de înviere? Ce simt ei deosebit? În primul rând, se simt ca acasă, pentru că în sine starea din centrele noastre de terapie, eu m-aș duce acolo, să spun cinstit. Mai râdeam cu soția și copiii. Dacă vrem la un restaurant ieftin și bun, mergem la sala de mesă de la Crucea Albastră să mâncăm împreună cu ei. Sunt foarte iubitori, văd. Se schimbă mult în câteva zile de terapie. Ei vin umiliți, să-i vezi cum vin cu privirea în jos așa și zic, băi, terminați cu privirea asta. Da, vin deci, ei sau îi aduc alții? De obicei, cum se face? În general, vin ei. Dacă îi aduc alții, nu prea avem șanse de reușită. Și vezi așa, mocovici, șupălaci, așa, șupălaci, lău, de tot pe viață. Și le zic, băi, copii, că sunt de vârsta mea jumătate și mai bătrân ca mine. Deci veniți-vă în fire. N-ați făcut decât să greșiți. Acum nu aveți de făcut decât să îndreptați. Nu văd teorie multă în asta. Colegii mei muncesc foarte mult. Eu sunt tipul cu galeria, cu strângerea de fonduri, un urmămir eu. De unde ne trimite Dumnezeu câte un înger păzitor. Nu-i greu neapărat să ții în picioare asta o asociație, dar să știi că, acum din experiență, oamenii nu mai dau pentru scoaterea vicilor din om, ci pentru băgarea vicilor în om. Știi, cu câtă ușurință dau ei săraci acolo, dacă vrei să faci o sală de jocuri de noroc imediat, percutează fondurile să se găsească. Pentru o sală de dezvățat de jocuri de noroc nu prea mai contribuie nimeni. Și lasă și o fac cu mâna lor, o merită. Am gândit și eu așa, recunosc. Sau gândeam la un moment dat, pe la începuturile preoției, acum nici nu mai zic. Lască, aghiasmă mare, cruce, rugăciune. Sunt păcate care au nevoie de noi toți în jur ca să salvăm păcătosul. Și să știi că merită. Eu tot spun, imaginea asta o am în minte de ani de zile. Eram noi supărați cum ne cistește statul român impozitându-ne pe niște chestii care le făceam acolo în centru. Și odată a venit o fetiță. Dar niciodată statul român nu m-a întrebat în 30 de ani să-mi dea un pix premiu că am făcut ceva pentru societate. Nimic. Da, a venit o fetiță, o simpăticuță, să o vezi de domnișoară în toată firea, acum este regina balului în familie, a fost la nunta ei, s-a căsătorit, are copii la rândul ei. Ea a venit când era miculuță, așa, cu 24 de ani. A venit și a zis, părinte, poți să te iau în brațe? Zic, de ce? Că l-ai întors pe tata acasă. Avea un frate mai mic, este ofițer. A venit amândoi să ne pupăm, am zis poză de familie și pupăceală. Ne-am văzut 4-5 ani după aceea împreună, tatăl lor venea tot timpul în ședințele de întâlnire între noi și foștii combatanți de la Crucea Albastră și mărturisea și ce a mai câștigat un an de abstinență încă un an. Din nefericire a fost lovit de o mașină pe stradă, l-a lovit pe trotuar. Unul care, din nefericire, avea preocupările lui din tinerețe. L-a lovit foarte tare, n-a murit imediat,
mi-a transmis prin copii, zice, n-am căzut pradă decât păcatului meu. A zis, ce tărie de caracter. Un om foarte, foarte evlavios, cu cernic, cu adevărat. La mormântarea lui a fost ca la înviere. Ca la înviere. Eu în viața mea, în câteva rânduri, poate am mai simțit așa la maici duhovnicești, la episcop, la nu știu ce să zic. M-a impresionat prin fermitatea asta, prin sinceritatea lui de recunoaștere. Și iubea foarte mult pe păcătoși. Îi ajuta enorm. Făcuse un centru de sprijin, un grup de sprijin mai valoros decât ce făceam noi în terapie. Cu stingerea lui au rămas alții doi în urmă lui care continuă munca. Rugăciune și înviere. Singura modalitate de a putea să vezi lumea în condițiile ei normale. Părinte, profesor, citeam la un moment dat, acum de curând, Berdiaev, care spunea în autobiografia lui filozofică că n-a avut niciodată parte de un fenomen al convertirii și nu știu de ce m-a izbit așa o lectură mai veche din tinerețe, Îndumnezirea Maidanului, parcă se chema, în care cineva vorbea despre convertire și despre ce înseamnă convertirea pentru viața creștinului până la urmă și cum vedeți convertirea la o anumită stare, la o vârstă? Cum vede părintele Necula convertirea lui acum la 50 de ani? La acum 60 de ani? Nu aveți 50 încă. Acum am 52. Mulțumesc. Să rămână. Am conștientizat că e un progres continuu, e un proces continuu. Eu tot râd și le zic studenților, atenție, convertirea nu e pică pară măleață în gura lui nătăfleață. Nătăfleții nu se mântuiesc. Să nu folosesc alt cuvânt, că m-a scăpat la câmpia turzii pe scenă și a ieșit nu tocmai bine. Dar nu se mântuiesc. Adică au înaintea lor șansa de a fi tot mai bărbați. Tot mai oameni. Și ei continuă să se mențină starea asta lacrimogeno-silfidică a nimicului neantrenant. Cred astăzi cu tărie că de fapt murim neconvertiți. Adevărata convertire este prima secundă după trecerea noastră într-o cele veșnice și acolo Hristos ne spune să mergem să ne odihnim, veniți, odihniți-vă sau veniți, plecați, rămâneți în focul cel veșnic. Convertirea este punctul zero al primei clipe după ce am trecut pragul morții. Eu când iau pe unul că sunt credincioși, mi se face frică. Am să zic, eu n-am să ajung așa niciodată. Sigur că sunt marcat un pic de lectura Sfântului Ioan Gură de Aur, mă sperie un pic, știu eu, Sfântul Ioan Scăraru, poate că mai am din Sfântul Franciscici colo câte o flamă așa, care mi-atrage atenția. Despacito. Stai jos. Eram entuziast la început, credeam că le pot face pe toate. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu le-am făcut pe toate. Și că ceea ce mi îngăduie să împlinesc cu adâncă smerenie, în numele Lui. El e Dumnezeu. Eu știu asta. A fost greu la început. Mă credeam mic Dumnezeu. Știi cum zic ăștia în reclamă? Batman, Batman. Nu e așa. Preoția nu e cu Batman. Preoția e cu smerenie, cu un Dumnezeu care să fie tot timpul lângă tine în încercarea ta de a fi dispus să fii tot timpul lângă Dumnezeu. Cum ar trebui, nu știu, să privească biserica convertiții aceștia, așa mai special? Că mi s-a părut întotdeauna că biserica are oarecare frică de convertiți. Spre deosebire de noi, mediile protestante au depășit tarele astea. Nici la ei nu e altfel. La noi știi ce se întâmplă? Convertitul e cu entuziasm. Și entuziasmul dăunează grav unor figuri din biserică. Îi scoate din liniștea lor, din adâncimea lor. E ca un stol de fluturi într-o dimineață de vară, după o ploaie teribilă, când se mai aud încă și roaiele adunându-se într-un pârâu. O mână de fluturi străbate în tunericul și ies la lumină. Atunci știi că e vară. Nu se aude niciun sunet, nu se aude niciun zumzet, dar ei sunt acolo să-ți arate că există și alte culori decât întunericul prin care ai trecut. Asta sunt convertiții. Un fel de, cum să zicem, înviere cromatică a întunericului. Ca și cum ar spune, nu vă temeți. Nu vă temeți. Părinte profesor, timpul e atât de necruțător câteodată și
Mă tem că și ora e un pic înaintată și atunci n-aș vrea să prelungim foarte mult dialogul nostru, dar nu scăpați până nu vă întreb ce mai pregătește Părintele Constantin, ce planuri are acum în viitorul recent, înainte și după înviere. Nu a lui, a lui Hristos. Ce îmi va îngădui Dumnezeu? Nu am mult în plan. Sunt două volume de picătura de carte. Trebuie să mă concentrez un pic pe examenele de la facultate și să-i ajut pe cei care au master, au licențe. E o perioadă dedicată studenților, de obicei, lumini acestea. Trebuie să mă concentrez pe ceea ce am eu de împlinit profesional. Lucrez la manualul de catehetică, poate ajută Dumnezeu să-și pun cap la cap. Citesc de atâția ani că mi-e frică să scriu. Și atunci am frica asta de a scrie. M-am tot lansat în proiecte stânga-dreapta, dreapta-stânga și am uitat că e o corabie pe care trebuie să o construiesc. M-am temut să nu mă profesionalizez prea tare ca să nu fi pică nispita aceea că noi e neprofesionist și face o arcă care rezistă, plecând Titanicul e construit de profesioniști, dar se sfărâmă. Sper să reușesc să găsesc linia aceasta prin care să mă mut la cer cu liniște. Ce mă bucură mult e că am reușit filmările la Bucuria Credinței până târziu în toamnă și asta mi-a oferit șansa de a trece prin mănăstirile Vâlcei. Mult. Atât de tare m-am bucurat să văd încă o dată Duhul Mănăstirilor viu. Asta noapte și-am ascultat slujbele. M-am bucurat să-i văd pe oameni bătând metanii. A redescoperit icoanele mari ale credinței noastre românești. Știi cum a respirat în săptămâna trecută a fost asta? A respirat ca și cum ai fi într-un lan plin cu toate florile pământului. Atât de tare m-am bucurat. Mi-a fost rușine să mă bucur prea zgomotos. Până când am dat de o icoană a Sfântului Nicolae la mănăstirea dintr-un an care m-a topit pe viață. I-am și dat nume. Icoana Sfântului Nicolae de la geam. E în palatul brâncovenesc, la geamul spre interiorul bisericii. M-a bucurat chipul lui de om, chipul lui de sfânt, chipul lui prin care vine Dumnezeu spre noi. Asta fac acum, meditez la chipul acela. După 30 de ani m-am întors la mănăstirea Iezerul, la Schitul Iezerul. În locul unde am participat împreună cu colegii mei de facultate, în anul 2 de facultate, la canonizarea Sfântului. Și m-am bucurat că m-a primit Sfântul și m-am îmbrățișat cu el și a fost în vizită la chilie și mi-a dat și apă rece după aceea. Nu servește cafea, trebuie să spunem și asta. M-a bucurat foarte mult normalitatea clipelor ăstora. Foarte, foarte mult. E dor de ceea ce ar trebui să fim în biserică. În biserică trebuie să fim umbre de smerenie. Atât. Se vorbește atât de mult despre ideea asta de normalizare a ortodoxiei. Credeți că poate să existe o normalitate? Felul ortodoxia vieții poate fi el normal într-o formă sau altă? Noi suntem anormal prin fire, nu? E spital psihiatric de o biserică. Acum, avem și noi macazurile noastre sărite, dar în principiu tot ce am trăit în mănăstirile acestea, tot ceea ce văd în parohiile noastre cuvioase, cucernice, aduce aminte tocmai de Le neige d'autre temps, de săpezile de altă dată. Mi se pare că singura instituție deopotrivă conservatoare, realistă și expresia unui viitor intuit corect este biserica. Nici nu mă îndoiesc de asta. Chiar e fain în biserică, mă să o trăiești. Dacă doar o pui sub lupă, dacă doar îți dai cu părerea despre ea, dacă o trăiești, nu ai nicio treabă. Mă întâlnesc pe centru cu copiii ucrainienilor care vin, pleacă, în oraș au rămas câțiva la Sibiu și sunt copii, sunt foarte simpatici. Cred că ei undeva au învățat să se plece și să ia binecuvântare. Cum la noi nu prea e obiceiul, îi vezi că fac așa, ba, chiușca, știi? Și mi-am să aminte, de fapt așa trebuie să face tot timpul la biserică. Biserică, Hristoase Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai făcut părtaș acestei minuni. Maxima minune a trupului tău existent în lume. Îți mulțumesc că m-ai făcut dependent de ea. E cea mai frumoasă dependență din veșnicie. Atât. Părinte profesor, un mesaj de încheiere pentru cei care ne urmăresc, deși mi se pare că prea repede s-a terminat dialogul nostru, da? Cum? Să ne iertați că nu ne-a referit doar la înviere și rugăciune sau rugăciune și înviere. E un cântec la oastea Domnului care spune
haideți să ne învie și pe noi Hristos. Uite, o provocare made by Doxologia și Radio Renașterea. Haideți să ne învie și pe noi Hristos. Nu vă temeți. Avem un Dumnezeu dispus să ne învie. Mulțumim. Eu mulțumesc de toată dragostea.